Stimată doamnă președinte, domnilor deputați, stimați concetățeni, acum o lună, Parlamentul Republicii Moldova, exercitându-și în mod consecvent și liber atribuțiile de organ reprezentativ, suprem și unică autoritate a statului, a adoptat hotărârea prin care a recunoscut că Republica Moldova devenise, în perioada guvernării precedente, un stat capturat. Această hotărâre ar trebui să stea la baza unei serii de acțiuni urgente prin care să restaurăm suveranitatea poporului Republicii Moldova și să revenim la un regim constituțional. Asemenea măsuri sunt cu atât mai urgente cu cât țara rămâne ostatica unor ambiții personale și de grup ale factorilor de decizie din justiție, inclusiv a procurorului general. Conducerea sistemului judiciar și a Procuraturii Generale interpretează greșit conceptul de libertate instituțională. Se comportă ca și cum ar fi vorba de un privilegiu personal, încălcând astfel principiile generale ale dreptului, afectând calitatea, independența și eficiența sistemului judiciar și a Procuraturii. Sub pretexte imature și absurde, s-a încercat tăinuirea deliberată a datelor din raportul Crol 2, a sesizărilor repetate venite din partea cetățenilor cu privire la atacurile de tip Raider, cazurile de corupție majoră, de interceptare ilegală și nejustificată a convorbirilor telefonice, implicând în aceste acțiuni organe de urmărire penală, implicând instanțele judiciare și procuratura. S-a recurs la fabricarea de dosare penale și arestări abuzive, în context amintesc și de cazul lui Gheorghe Petica, câta oară amintim, și Sergiu Ciubotaru, care astăzi a fost impus să se afle în străinătăți. Multe dintre acestea constatate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Domnilor deputați, dumneavoastră cunoașteți că țara a fost împărțită în zone de influență de către membrii clanului Plahotniuc. Contrabanda, în special în sfera activității economice interne și externe, a devenit politică de stat, iar parte a structurilor criminale au fost și mai sunt reprezentanții instituțiilor de drept ale Republicii Moldova. Și în aceste condiții, actualul procuror general Harunjen, care a fost o unealtă docilă a sistemului mafiot, își permite să ne dea lecții de democrație, simțindu-se protejat de funcția pe care o deține abuziv. Mafiotul a fugit, dar sculele prin care opera au rămas și împiedică cu bună știință reabilitarea instituțiilor publice, reformarea lor și demararea unui proces irreversibil de democratizare reală a Republicii Moldova. Faptul este confirmat de sesizările oamenilor. În adresa comisiilor parlamentare, inclusiv a Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, parvin zilnic sesizări cu privire la infracțiuni despre care se spune că ar fi fost comise de factori de decizie și persoane influente. Mai mulți cetățeni afirmă că au fost victime ale sistemului corupt, ale unor procurori și judecători care urmează în consecință să fie cercetați penal, imparțial și independent. Inclusiv pentru a asigura instituțiilor statului posibilitatea de a-și realiza obligația să cerceteze efectiv și obiectiv orice pretinsă micțiune în exercitarea drepturilor și libertăților omului. Pentru a combate aceste abuzuri și a restaura funcționalitatea instituțiilor democratice, se cere implementarea și realizarea de urgență a unui șir de măsuri rămânând în spiritul și în litera Constituției. Astfel, articolul 66, litera C și N al Constituției prevede că Parlamentul, ca organ reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova și unica autoritate legislativă a statului, are obligația de a asigura unitatea reglementărilor legislative pe întreg teritoriul țării, urmând să inițieze cercetarea și audierea chestiunilor ce se referă la interesele societății, inclusiv să asigure obiectivitatea acestor cercetări prin examinarea lor de către persoane responsabile, neimplicate în acțiunile cercetate, care să se subordoneze cu strictețe imperativelor legale, constituționale și convenționale. Singurul mod în care putem asigura o cercetare obiectivă a abuzurilor atestate în perioada în cauză și anume în interiorul sistemului judecătorii și al procuraturii este crearea unor echipe structurale de procurori independenți și opțional, ofițeri de urmărire penală, inclusiv din rândul celor aflați la pensie, experți din societatea civilă, care să fie subordonați doar legii, instituțional fiind în afara actului actualului sistem al Procuraturii Generale și a Consiliului Superior al Procurorilor. Având ca reper obligațiile stabilite prin articolul 66, litera C și N,
din Constituție, Parlamentul va acorda acestui grup de procurori posibilitatea de a cerceta și după caz, de a începe urmărirea penală, de a analiza și evalua acțiunile instituției Procuraturii Generale și instanțelor judecătorești. Prin modificări legale urgente, urmează să atribuim competență teritorială procurorilor și grupurilor de procurori independenți, instituțional și ierarhic. Asigurând un proces echitabil în limitele legislației în vigoare, aceștia vor fi abilitați să cerceteze și să urmărească penal, în limitele legii, orice funcționar al statului, inclusiv conducerea Procuraturii Generale, a instanțelor de judecată implicate în capturarea statului și uzurparea puterii, oferindu-le posibilitatea de a asigura recuperarea prejudiciului cauzat statului și cetățenilor, de a propune măsuri în vederea prevenirii pe viitor a astfel de situații și asigurarea aplicării uniforme a legii pe întreg teritoriul țării. Acest grup de procurori independenți va prezenta Parlamentului rapoarte, analize și propuneri în vederea corectării practicilor abuzive și ilegale de aplicare excesivă a măsurilor preventive sub formă de arest, intimidarea arestaților și aplicarea față de ei a unor tratamente inumane, inclusiv prin forțarea obținerii de la ei a anumitor declarații. În acest context, Parlamentul va garanta caracterul obiectiv și imparțial al cercetărilor și un proces echitabil de estimare a acestor cauze speciale. Da, vă rog. Rog frumos. Stimați colegi, s-a văzut foarte clar unde se poate ajunge atunci când justiția este subordonată unui om, unui clan, unui partid. Sunt sigur că nimeni dintre noi, cei care am venit în Parlament pentru a scoate Republica Moldova din captivitatea partidului aflat până mai ieri la guvernare, nu va ceda unor ambiții personale, ilegale și vom întreprinde toate măsurile pentru a realiza ceea ce am promis în campania electorală. Vă îndemn să facem tot ce depinde de noi, așa încât niciun fel de plahotniuc să nu mai poată beneficia de sistemul judecătoresc și procuratură în interese personale și de grup. Vă mulțumesc!